Pentru că dacă poporul ăsta în 25 de ani nu reușește să iasă dintr-o situație deplorabilă, dintr-o decadență morală cumplită, marea responsabilitate e a preoțimii și a ierarhiei. Încă nu reușim lucrul ăsta. Păi cum? O armată de preoți, 15.000, 18.000 de preoți, biserici, 7 biserici într-un sat, și când uriașii noștri mai departe fură, mai departe cu șpagă, mai departe înșală, mai departe cu tot felul de blestemății, păi noi suntem irresponsabili? N-avem? Mare responsabilitate. Acolo este, o mare responsabilitate. Și trebuie să ne asumăm. Și în fața lui Dumnezeu să cerem iertare, dacă putem să facem lucrul ăsta.